Șef, am ajuns în piața Carmel din Tel Aviv. Sunt echipată ca un turist adevărat. Am după mine tot ce-mi trebuie. Ești turistă, nu? Sunt turistă. Și? Și dumneavoastră astăzi sunteți ghidul meu în piață? Adică ghidul meu. Sunt bucătar, nu ghidul. Pentru că sunteți, să zic, localnic. Da. Îmi dați niște tipsuri, niște ponturi. Ce să facă turiștii când vin aici în piață? Tot timpul trebuie să negociăm. Deci dacă îmi cer 10 șechel pe ceva, da, șechel, spun, nu am 10 șechel, avem numai 8, atâta. Asta vreți. Dacă vreți, vreți. Nu vreți, eu plec la alta parte. Și imediat, vii, așa spun. Hai să vedem, se întâmplă așa? Hai să vedem, da. Haideți să mergem să cumpărăm niște baclaua, cel mai bun baclaua ce există în Șuca Carmen. Haideți să mergem cu mine. Habibi! Ala. Asta este florile umplut cu fistic. Vezi? Se cataif pe primii luni. Asta cataif, fără umplutura. E văzut? E 32, dar a zis pentru primii clienți. Primii, a zis 32, asta. Pentru primii clienți de 30. Zaraba! Thank you very much. Așa cheze. Aha. Se stifteach, se merageș. A văzut, i-a zis, asta are emoții. E prima client, spune, așa, este noroc. Așa? Baruch așa, adică mulțumesc Dumnezeu că a venit noi să cumpărăm. Acum o să fie multă treabă. Deci, așa. Practic, am făcut safteaua asta. Exact. Mergem să cumpărăm un suc? E, ce suc place? Cu ghimbir? Cu ghimbir. Uite, ghimbir. Uite ce ghimbir ce are. Ce ne recomandă? Care e cel mai bun? Este rodie. Rodie. Ghimbir. Și portocale. Da, perfect, sună bine. Sună bine, nu? 35 de șechel. Și dar cum negociem, șef? Nu, pe asta nu negociam. A, deci la ce se negociază? Am spus, la souvenir, la hainele, la calțăminte, la oale și există acolo. E foarte important în piață să aveți mărunt după voi dacă veniți. Da, mai bine că să fii, exact, că vine turiști, trebuie să vină cu mărunt. Și cu bani schimbați. Mare-i magazinul, ia dacă uitați, vreți. Găsim aici și binecuvântarea casei, adică oamenii sunt pregătiți, ce tare. Ce aveți în mână, șef? Asta este de berbec, noi facem rugăciune, rabinul o face odată așa. Și facem rugăciune și asta direct se umtră cuvântul nostru în Dumnezeu. Ce așa este. Uite, am piele de găină deja. Ia uite ce am văzut aici, porumb alb. Uite, porumb alb. Mamăliga, dosim. E bun pentru mamăliga? Mamăliga? Da. Wow! Wow, de ato, sweet. E foarte dulce, exact. Eu prima dată în viața mea mâncat porumb alb așa de dulce, este incredibil. Hai să mergem mai departe. Aici nu negociam. Aici nu negociem? Nu. Păi și atunci ce negociem, șef? Că acolo n-am negociat, acolo n-am negociat. Dar ce negociem, de fapt? Tu mă știi, Lehamer. Uite ceva, Laura. Văd asta? Asta este... Asta nu știu este, ce asta e. Asta este migdale dulce. Este înainte să fie coaje uscate, da? Migdale crudă. Exact, așa. Așa e. Uite. Pentru ce se folosește migdala crudă? Migdale, uite așa, curățat, uite la mine. Uite. Se mănâncă migdalele? Uite migdale! Asta, coaja asta, e cea mai sănătoasă. Da, așa este. Tare! Mi-mi place de coajă eu. Are gust de corcodușă crudă. Da, e bună, e bună rău. Da, e bună, e bună rău. Tare. Pe latin, asta se spune kinras. Kinras. Cum deștepți limba română? Tata meu a cunoscut în București. Și eu sunt aici, am învățat de la tata și de la mama, de la fica. Moștenirea, da, așa este. Vorbiți foarte bine românești. Foarte frumos, mersi. Ați fost în România? Ia, sigur. El a venit la 62. Dumnezeu
dumneavoastră, cum deșteți limba română? Sunt din Vatrădorne, născut în Bucovina, în Câmpul Lung. Ce frumos, a? Manec mamaliga! Cu brânza! Da, prânz smântană. Să vezi, mamaliga, ce face nevasta mea, n-ai mâncat așa ceva. Deci oriunde ar ajunge în lume, românul face mamaliga, nu? Așa este. Și sarmale, foi de vița, nu? Facem sarmale. Catocat! Mulțumim tare mult! Mulțumesc cu respect! Numai bine!